Bună seara și bine v-am regăsit. Începe emisiunea Deale Buzoianului. Vorbim în această ediție cu domnul viceprimar Ionuț Apostu. Domnule viceprimar, bună seara, bine ați venit. Bună seara, mulțumesc pentru invitație, oricând cu plăcere în studioul Campus TV. Vă mulțumesc și pentru că le răspundeți telespectatorilor. Îi așteptăm cu întrebări prin mesaje sau în direct. Asfaltările continuă. Am văzut că este și un material nou folosit cu piatră de carieră, cu granit, de fapt. Pe strada Gârlaj, cum decurg lucrările? Chiar ieri am fost să văd, mă rog, prima etapă a asfaltării străzii Gârlaj și acolo folosim o nouă rețetă de asfalt. După cum bine știți, domnul primar, încă din vara anului trecut, în urma discuțiilor pe care le-a purtat cu specialiștii în domeniu, a spus că își dorește ca în municipiul Buzău, pentru străzile intens tranzitate, să fie folosită piatra de carieră. În urma acestei rețete de asfalt, rezultând un drum, să spunem, cu o mai mare trăinicie, mult mai rezistent atât în timp cât și pentru traficul greu. A durat ceva vreme până când societatea primăriei, societatea Urbiserv, a parafat contractele necesare pentru aprovizionare cu piatră de carieră. Totodată au fost obținute agrementările necesare pentru noua rețetă de asfalt, pentru că și aici trebuie să facem o mențiune și să spunem că se folosește o nouă rețetă, este o nouă compoziție. Noi sperăm că experimentul Gârlaj, să-l numim așa, se va dovedi unul eficient și această stradă va fi una care va dăinui mult mai bine în timp. Nu vor apărea fisuri sau gropi foarte repede. Asta înseamnă că de acum înainte toate lucrările de asfaltare se vor face cu acest material, pentru că știm că iarna, atunci când ninge și avem un strat de zăpadă consistent, se strică asfaltul considerabil. Da, din discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții Urbiserv, am înțeles că în această rețetă se folosește și o cantitate mai mare de bitum. Stratul, mă rog, de asfalt este mult mai omogen și probabil acesta va rezista mai mult. Cel puțin acesta este punctul de vedere al specialiștilor. Într-adevăr, chiar azi dimineață discutam cu domnul primar. Dânsul, ieri în timp ce eram acolo pe strada Gârlaj, câțiva cetățeni m-au apostrofat: ce faceți cu trotuarele, de ce ați lăsat trotuarele de izbeliște. Chiar dimineață discutam cu domnul primar vis-a-vis de alocarea bugetară. Dânsul mi-a spus că va trebui să trecem și la refacerea trotuarelor de pe strada Gârlaj și acolo acestea arată într-o stare jalnică, de ce să nu fim sinceri, însă probabil într-o a doua etapă vor fi refăcute trotuarele, pentru că acum va trebui să folosim vechea rețetă cu piatră de râu pentru trotuare. Acest asfalt cu piatră de carieră se pretează doar pentru traficul rutier. Spuneți-mi, după strada Gârlaj, care înțeleg că în două săptămâni ar trebui să fie gata, ce urmează? Noi sperăm că până sâmbătă să trecem la turnarea stratului 2, iar deja o echipă de săptămâna viitoare să intre în zona centrală a orașului. După cum bine știți, domnul primar spunea încă din urmă cu două săptămâni, anunța opinia publică că ne dorim în această vară să asfaltăm, noi sperăm, 15 străzi din zona centrală a orașului, începând cu zona Clemenței, Ion Băieșu, venind în zona centrală, Tudor Vladimirescu, Aleea Trandafirilor, tot ceea ce înseamnă străzile din jurul Palatului Comunal, Ana Ipătescu, încercăm astfel să reabilităm toată zona centrală a orașului. Din discuțiile pe care le-am avut cu conducerea Urbiserv, probabil săptămâna viitoare vom începe lucrările pe segmente din strada Ion Băieșu. Este zona centrală. Noi
Am dorit ca aceste lucrări să le începem în luna august. Este o lună, să spunem, cu un trafic mai puțin intens în zona centrală. Deja din 15 septembrie, odată cu începerea școlilor, știm bine, orașul se aglomerează foarte mult. Noi încercăm să realizăm cât mai multe astfel de lucrări, cel puțin în zona Palatului, în zona băncilor comerciale, până la venirea toamnei. Haideți să vorbim și despre platformele îngropate așteptate de multă vreme de buzoienii din anumite cartiere, platforme îngropate de gunoi acolo unde în acest moment sunt acele tomberoane. Când vor fi în sfârșit amplasate? Aici, spre nemulțumirea mea, procedurile de autorizare au durat destul de mult. Într-adevăr, fiind vorba de o săpătură, buzoienii știu bine, orașul este, să spunem, foarte aglomerat de rețele, cabluri subterane, atât cele de electricitate, de telefonie sau rețele de termoficare și apă potabilă, astfel încât am fost nevoiți să facem și studii geo pentru amplasarea acestor platforme îngropate, să solicităm avize de la toți posesorii de utilități, de aceea procedurile de autorizare au durat destul de mult, însă în cazul pachetului de 11 platforme îngropate pot să vă spun, chiar azi dimineață am făcut o primă statistică, avem 6 autorizații de construire obținute, următoarele 3 probabil vor fi emise mâine sau poimâine, urmând ca alte 2 autorizații să fie definitivate săptămâna viitoare. Ne puteți spune și zonele unde vor fi amplasate primele? Zonele sunt, să spunem, destul de eterogene, în sensul că avem platforme îngropate și în această primă etapă, atât în cartierul Dorobanți, atât în zona centrală, cât și în cartierul Micro 3. Această listă poate fi pusă la dispoziție fără nicio problemă. Speranța mea este că primele platforme îngropate le vom avea amplasate până la finalul acestei luni. Deja, după cum bine știți, este vorba de un parteneriat împreună cu Societatea de Salubrizare. Primele 11 vor fi achitate de către aceștia. Deja a fost semnat contractul. Producătorul s-a apucat de producerea acestor containere, că până la urmă sunt niște containere omogene care sunt îngropate în pământ. De aceea sunt și foarte eficiente, că ele nu vor putea fi vandalizate, nu vor putea fi, vom elimina și prezența câinilor vagabonzi din zona platformelor acestea îngropate și, așa cum spuneam, primele 11 vor fi plătite de ei. Deja am depus solicitările pentru certificatele de urbanism pentru alte 12 platforme. La rectificarea de buget de luna trecută a fost prinsă în buget suma ce va fi achitată de primăria Buzău și probabil în cursul lunii septembrie vom avea și autorizațiile pentru cel de-al doilea pachet de rampe îngropate. Îmi exprim speranța că până la finele acestui an vom avea cel puțin 20-22 de noi platforme îngropate în municipiul Buzău. Probabil viitorul și anii următori vom reuși să amplasăm astfel de platforme în toate cartierele municipiului Buzău, pentru că sunt, să spunem, un mijloc modern, astfel încât să eliminăm aspectul acesta inestetic din oraș, în zona rampelor de gunoi. Sunt întrebări venite deja de la telespectatori și aș fi vrut să vă întreb și eu despre locurile de joacă. Spune cineva, un teren de joacă pentru cartierul Simileasca este urgent și necesar. Vă rog să vă gândiți la acest lucru. În cartierul Simileasca nu am reușit să identificăm un teren propice pentru amplasarea unui loc de joacă, însă e clar că și în acest cartier se impune amplasarea unui loc de joacă. Vom analiza concret în teren să vedem ce spații disponibile avem ca și suprafețe de teren în proprietatea primăriei și vom încerca să analizăm acest aspect. Într-adevăr, așa cum am mai anunțat, sunt în procedură de autorizare 5 locuri de joacă, a fost semnat contractul urmând ca acestea să fie
realizate de la zero, ca să folosesc o expresie concretă, urmând ca alte 6-7 locuri de joacă să fie modernizate de către societatea UrbiServ. Am găsit această soluție pentru că dorim să realizăm lucrările cât mai repede și cât mai eficient. Deja societatea acum lucrează la întocmirea devizelor necesare. Am făcut vizitele pe amplasament împreună cu cei de la Urbis. Bineînțeles, au fost identificate locuri de joacă aflate într-o stare destul de precară și ca urmare a semnalelor venite din partea cetățenilor, pentru că, să știți, domnul primar răspunde zilnic la solicitările venite pe domnule primar și foarte multe dintre aceste solicitări sunt pertinente și vin cu propuneri concrete pentru anumite zone din municipiul Buzău. Altcineva spune: pe strada viitorului, dacă tot este sens unic acum, de ce nu se tușează oblic pe trotuar, conform sensului de mers, parcarea mașinilor pe o singură parte a drumului? Oare nu se mai creează locuri de parcare? Să știți că am încercat această variantă atât pe Viitorului, cât și pe Ciochinescu și Ciucurete Petrescu, două noi străzi cu sens unic. Din păcate, normativele privind parcările oblice nu permit, la lățimea actuală a acestor străzi, normativul nu permite amplasarea de parcări oblice. Pentru acest tip de parcare, normativul spune că strada trebuie să aibă o lățime de minim 7 metri, ori aceste străzi sunt destul de înguste, nu se pretează pentru astfel de parcare. Și noi ne-am gândit pentru a câștiga cât mai multe locuri de parcare, însă specialiștii ne-au spus că nu este posibil acest lucru. Doar, într-adevăr, o singură zonă din strada Ciucurete Petrescu, bucata aceea dinspre Bulevardul Unirii, unde este o lățime destul de considerabilă, acolo poate fi amenajată o astfel de parcare în spic. Altcineva vă întreabă dacă primăria mai face ceva pentru reabilitarea termică a blocurilor. Da, așa cum se știe, sunt 5 proiecte pe fonduri europene depuse deja. Așteptăm din zi în zi să ne vină documentele de la Ministerul Dezvoltării și Fondurilor Europene pentru semnarea acestor contracte. Probabil s-au întârziat un pic, știți bine, au avut loc o schimbare de guvern, lucrurile au intrat într-un mic impas în acea perioadă, însă speranța mea este că luna aceasta se vor semna contractele pentru primul pachet de 5 blocuri care a fost deja depus. Avem pe cineva la telefon, bună seara, vă ascultăm. Alo, bună seara. Vă rog. Sărut mâine, doamnă. Eu cu domnul viceprimar. Sărut mâine. Domnul viceprimar, sunt persoana care v-a sunat în luna mai. Cu corcodușul, cu... Vă mai aduceți aminte, nu? În principiu, da. Da? La din Mico 14. Da. Ne-a spus că suntem prioritari, dar nu ne-a specificat anul în care an suntem prioritari. Că, uite, a trecut 4 luni și nimic. Da, aș vrea să le reamintiți și telespectatorilor problema. Chiar vă rog să-mi reamintiți problema, că vă mărturisesc la câte probleme sunt în municipiul Buzău. Nu mai știu foarte exact speța. Deci în micro 14, la blocul 27A, da. Scarabe, era vorba de niște pomi fructise, printre care un corcoduș și mai mulți. Și a zis că era cu lucrarea la obor atunci când am vorbit cu dumneavoastră, exact. Și se termină acolo și noi suntem prioritari și vine. Și suntem în luna august și n-am văzut picior de om aici. Cu da. Ce încurcă, nu înțeleg, trebuie toaletate, nu? Iarbă. A, toaletarea copacilor, despre acest lucru. Toaletarea o facem fără nicio problemă, însă, dacă mi-amintesc foarte bine, doamna vorbea și de o sistematizare a zonei de parcare din Nu, n-am treabă cu parcarea. Deci doar pentru toaletare. Toaletarea copacilor. Toaletarea, să știți că s-a făcut, nu știu ce s-a întâmplat. Păi unde s-a făcut? Că la noi n-a apărut nimeni. Eu vă garantez că mâine va veni cineva acolo să efectueze acea toaletare. Mi-am notat blocul 27A, scara B. Însă da. Vreau să vă spun că nu am terminat lucrarea în cartierul Obor. Da.
echipele Urbis... Că trec într-una tractoarele cu scări, cu remorțile alea pline. Da, am acționat în toate, în toate zonele din oraș. Dar la noi nimeni. Să sperăm că mâine se va întâmpla minunea. Nu am plătit nimic. Îmi cer scuze eu dacă s-a omis din vederea acea zonă, dar eu vă promit că mâine va veni cineva să facă acea toaletare. Să știți că mai sunt astfel de cazuri. De regulă, când telespectatorii sesizează o astfel de speță, eu comunic cu cei de la Urbiserv a doua zi și le transmit să intervină. Dar sunt și zone unde specialiștii de la societatea Urbiserv își spun punctul de vedere că nu este cazul să fie toaletat un astfel de copac. Dar aș vrea să verific situația, mâine că cine știe, verific, poate e cazul. E posibil, dar în general, acolo unde solicitările au fost îndreptățite, să știți că s-au făcut aceste toaletări fără probleme. Un alt telespectator spune: pe strada Unirii, în stația de autobuz numărul 1, unde sunt și taxiurile, în barul Ploiești, miroase rău a urină. Ce este de făcut, întreabă. Deci chiar în stația de autobuz. Acolo, în primăvara acestui an, în spatele acelei stații de autobuz, era un spațiu comercial sau o zonă de spațiu comercial abandonat. Era chiar un adevărat focar de infecție, se adunaseră foarte multe gunoaie. Noi am efectuat o igienizare în zona respectivă. Într-adevăr, fiind o stație destul de aglomerată, e și o stație de taxiuri, probabil că sunt și astfel de probleme. Singura soluție ar fi ca societatea de salubrizare să spele zona respectivă, cum se spală și în alte zone, chiar diverse ganguri în zona centrală, avem reclamații frecvente că în aceste ganguri dintre blocuri în zona centrală miroase foarte urât, iar societatea de salubrizare spală periodic aceste zone. Probabil o să facem o spălare și în această zonă, pentru că altă soluție nu avem, aici ține totul de civilizație, de gradul de civilizație a unora dintre concetățenii noștri. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Vă rog. Domnul viceprimar, văd, asfaltăm străzile, faci și treabă bună. Mă interesează și omii la strada Gârlaș. Cât este termenul de garanție la această stradă? Efectiv, garanția un an, doi, post garanția, cât e acordată la această stradă? În mod normal, garanția este de 3 ani, pentru că aceste lucrări sunt lucrări de întreținere. După cum ați observat, nu am umblat la infrastructură, doar am frezat stratul de asfalt și vor fi așternute două noi straturi de asfalt. Stratul 1 care se așterne în aceste zile, apoi acel numit strat de uzură, al doilea strat, ce va fi aplicat până la sfârșitul săptămânii viitoare. Pentru că e vorba doar de o lucrare de întreținere a străzii, garanția acesteia este de 3 ani. Ați făcut un studiu de fazibilitate, deci la, să avem țeava de gaze, să nu mai săpăm după ea, cum să spun, alții cavuri. Da, adică dacă știi, faci și lucrarea asta 3-4 ani, 5 ani, să nu mai mergem. Eu vă spun cu mâna pe inimă că această lucrare pe strada Gârlaș va dăinui cel puțin 10 ani. De ce spun asta? Ați văzut că acea stradă are o infrastructură de beton. Acel beton este foarte rezistent și acum cu două straturi succesive de asfalt cu granit, probabil că nu vom fi nevoiți să intervenim pentru refacerea acestei, o perioadă destul de lungă de timp. Însă, să știți că am ales această stradă pentru a executa această lucrare și în urma consultării cu posesorii de rețele de utilități din municipiu. Pentru că sunt foarte multe artere care necesită lucrări urgente și vă dau un exemplu. Aleea Sporturilor, intens reclamată de către buzoieni, aflată într-o stare deplorabilă. Am luat în calcul asfaltarea acestei străzi încă din acest an. Problema se pune că acolo compania de apă intenționează prin proiectul depus pe fonduri europene să reabiliteze întreaga rețea de canalizare de la intersecția cu Mesteacănului spre Sala Sporturilor și până spre strada Dorobanți. Vă dați seama că asfaltarea acelei străzi în acest moment și apoi să, anul viitor, compania de apă să spargă pentru înlocuirea rețelei de canalizare, ne vom găsi în situația străzii Frăsinet,
care o putem, pe care o putem observa cu toții în ce stadiu se află, deși ea a fost asfaltată, însă în urma lucrărilor de canalizare tot statul de asfalt a fost deteriorat. Bun, mai aveți ceva de adăugat? Și o ultimă întrebare, referitor la aceste persoane cu ajutorul social. Da. Aș dori să copiem modelul de la Ploiești. Să-i scoatem la muncă, iar în cazul în care nu vin la muncă, să le tăiem acest ajutor social. De asemenea, să-i verificăm cu ANAF, cum a făcut la Ploiești, care au venituri din câștiguri, de la Ploto, de la alții nenorociți de astea, și se plimbă cu mașini de lux. Putem să facem așa ceva, să unim această bază de date? Lasă să vă răspundă pe domnul. Imediat vă răspund. Vă mulțumesc. Încă din primăvara acestui an, în momentul în care am declanșat campania de curățenie de primăvară, domnul primar a solicitat măsuri ferme pentru ca toți posesorii de venit minim garantat, care îndeplinesc condițiile legale pentru a executa orele de muncă în folosul comunității, să fie verificați și să nu primească ajutor social decât cei care vin la muncă. Totodată, de luna trecută, Direcția de Asistență Socială are un nou director în persoana doamnei Gabriela Antonescu, iar în urma discuțiilor pe care le-am purtat, aceasta va lua măsuri ferme, astfel încât doar cei care îndeplinesc condițiile legale să primească aceste venituri, iar ceilalți, dacă nu-și efectuează orele de muncă în folosul comunității, să fie tăiați de la plata ajutorului social. Vom încerca să adoptăm și acest model din alte orașe privind verificarea în bazele de date, însă să știți că această lege a venitului minim garantat le oferă destul de multe subterfugii acestor persoane, inclusiv cu posibilitatea de a obține unele adeverințe medicale prin care să demonstreze că nu sunt apți de a executa orele de muncă în folosul comunității. Deci și parlamentarii noștri poate ar putea interveni. Permiteți-mi să fac o mențiune acum ca să destindem un pic atmosfera. În perioada curățeniei de primăvară știți bine că a fost această Paștele în acest an a fost la începutul lunii mai și a fost o perioadă în care s-au suprapus două luni, aprilie și mai, în perioada de executare a curățeniei de către primărie. Ce credeți că au făcut anumiți cetățeni posesori de venit minim garantat? După primele zile, văzând că e mult de muncă pentru că primăria declanșase o campanie de curățenie generală, nu au mai venit la muncă, urmând să-și execute orele de muncă în a doua parte a lunii mai, perioada în care primăria încheia această campanie de curățenie generalizată și în condiții în care nu mai era așa de mult de muncă. Deci, și-au făcut știți, planul dinainte și-au făcut reușit planuri, să scape. Sunt extrem de abili din acest punct de vedere. Multe întrebări sosite. Spune cineva, domnule viceprimar, locuiesc pe strada Bazalt la bloc. Vă rog să-mi dați și mie un sfat. Aș vrea să cumpăr un garaj de la un vecin și cineva ne-a spus că aceste garaje se vor demola. Deocamdată acest posesor de garaje beneficiază de un acord de utilizare a domeniului public. Nu s-a luat o decizie privind demolarea acestor garaje, ci doar punctual în anumite zone unde primăria va amenaja parcări sau va avea nevoie de utilizarea acelui domeniu public, atunci se va lua decizia demolării acelor garaje. Telespectatoarea noastră trebuie să știe că aceste acorduri de utilizare a domeniului public pentru amplasarea de garaje se eliberează doar pe un an calendaristic. În fiecare an ea va fi nevoită să își reînnoiască acest acord cu primăria. Domnul primar, care a fost săptămâna trecută într-o emisiune în studioul nostru, spunea la o astfel de întrebare că va încerca în anumite zone cu probleme să nu mai prelungească acele contracte. Aici vreau să ajung. Acel acord are o frază în final care spune: în orice moment, dacă primăria are în intenție de a reamenaja acea zonă a domeniului public, cu o notificare prealabilă de 15 zile, va anula acest acord. De asta spun, nu există o siguranță din acest punct de vedere. În momentul în care primăria va ajunge în zona respectivă pentru amenajarea parcării, pentru asfaltări, pentru diverse alte lucrări, se va lua decizia punctuală dacă acele acorduri vor fi prelungite sau nu.
Altcineva spune, domnule viceprimar, vă rugăm să nu uitați de parcarea din strada Gârlaș și de rampa de gunoi. V-am văzut că ați vizitat zona de lângă blocurile de 12, de 15. Avem mari speranțe pentru că nu este prea mare efort. Da, zona aceea este, să spunem, destul de insalubră, necesită lucrări de amploare. Probabil în toamna acestui an vom sistematiza și acea zonă. Vreau să vă spun că odată cu asfaltarea străzii Gârlaș, chiar ieri mă întreba cineva despre prelungirea din strada Primăverii până la biserică, aceea este prinsă în pachetul de 43 de străzi scoase la licitație, va fi asfaltată și acea bucată și mai sunt încă două străduțe adiacente străzii Gârlaș. Este vorba de străzile care poartă din această vară numele eroilor din Afganistan și acestea vor fi asfaltate imediat după încheierea lucrărilor pe strada Gârlaș, astfel încât încercăm să rezolvăm o bucată din cartierul Dorobanți. Ușor, ușor sperăm să rezolvăm toate cartierele din municipiul Buzău. Altcineva întreabă, pentru tonele de gunoi scoase de la casele de pe Marghiloman, cine a plătit? Primăria a plătit, pentru că acele locuințe sunt în proprietatea primăriei. Vreau să vă spun că acolo a fost o cantitate impresionantă de gunoi. Chiar am fost cu domnul primar într-o vizită de lucru, să spunem, înainte de a declanșa această operațiune și pur și simplu am fost șocați când am văzut ce munte de gunoi s-a strâns de-a lungul anilor în acel spațiu. Și iarăși, fără să fiu răutăcios, în momentul în care am ajuns acolo cu domnul primar, era o ploaie torențială, dintr-una din căsuțele acelea, mai mult bordei, a ieșit o doamnă cu cafeaua în mână și ne-a întrebat senin, deși noi doi eram plouați și plouat torențial afară, ce faceți, ați venit să ne luați gunoiul? Și domnul primar i-a răspuns politicos, da, o să vă luăm gunoiul. Din păcate, va trebui să creștem cumva gradul de civilizație în municipiul Buzău. Noi sperăm cât mai curând să lansăm în dezbatere publică și mult așteptatul regulament de conviețuire socială, pentru că nu mai pot fi tolerate astfel de aspecte. Adică în zona centrală a orașului să ai un depozit accidental de gunoi care este clar că a fost generat de acei chiriași ai locuințelor sociale ale primăriei. Deci acum nu puteți interveni, nu se pot aplica amenzi prin poliția locală? Ba da, se pot aplica amenzi, însă vă dați seama că acolo era o curte interioară. Nimeni nu a recunoscut că a depozitat gunoi. Mai mult decât atât, acum după ce am făcut curat, toți chiriașii respectivi au fost obligați să-și încheie contracte de salubrizare, astfel încât de acum înainte vom avea posibilitatea de a aplica sancțiuni ferme în condițiile în care ei vor mai depozita gunoi accidental. Pentru că trebuie să spunem și acest aspect, până în urmă cu două luni ei nu aveau nici măcar contracte de salubrizare. Deci e clar și totodată e clar că nici nimeni nu venea de pe stradă să le aducă gunoi în curte, pentru că era o incintă pe care o utilizau doar cele aproape 70 de persoane care locuiesc în acea zonă, în acele locuințe sociale. O să ne oprim pentru publicitate, apoi continuăm și citim toate mesajele pe care le-ați trimis și vă așteptăm și în direct. Revenim în câteva minute.